Bună ziua, dragii mei! Bine v-am găsit și la mulți ani! Dragii mei, astăzi facem o mâncărică simplă, dar gustoasă. Facem ca artofierți și aici facem copănele de pui cu legume, cu morcov, cu ceapă, cu condimente la pungă. Să vedeți ce o mâncărică bună facem din câteva ingrediente. Haideți să vedeți de ce avem nevoie. Avem nevoie de 1 kg de cartofi. Am curățat, am tăiat, am spălat. Aici avem 6 copănele de pui. Acum știți că Maria a plecat, suntem 3. Avem câte 2 de una, așa. Fiindcă e pentru toată ziua mâncarea asta. Și am o ceapă foarte mare și am aici 3-4 morcovei. Și bineînțeles foarte mult usturoi care o să le punem lângă cărniță în pungă magică, carnea. Și cartofii le fierb separat în apă cu sare. Așa că, dragii mei, așa vrea Miri să mănce cartofi fiert și lângă ea o să pun în cuptor cărnița. Și bineînțeles o să folosim legumele astea, că mai am din ea, o să folosim piper și, cum v-am spus, foarte mult usturoi. Deci cam atât ar fi de ingredientele, care acum o să vedeți, le crestăm un pic, eu le-am spălat, le-am pregătit și acum uitați, așa un pic, un pic așa tăiem, știți? Oricum, ea se face foarte repede, că nu sunt foarte mari, sunt micuțe și se fac repede de pui în pungă. Dar o tăiem un pic așa, vedeți? Un pic, să fie crestat până la os, că se pătrunde mai repede. Așa, e aici, e proaspătă. Acum m-a luat Mihai, cine e din Arad. E, vă spun că este la Profi. Pulpe, de la Profi am luat, sunt foarte faină și eu zic, la un preț bun. Copănele, 10 lei, 50, dar nu știu dacă mai fost de ele, am luat ieri. Vă spun și eu la mulți ani, dragilor. Uitați aici, vedeți, le-am crestat așa, să pătrunde mai bine. Morcovii, uitați, le tem așa, bucăți mai mari. Ăsta, să avem legume lângă, așa le tai, mari, nu mici, vedeți? Sunt mari. Că le mâncăm așa, pe lângă carne. Și suntem gata. Tăiem și ceapa, uitați cât morcov avem, suficient. Aici avem o... ce n-am văzut eu, o pene. Îl punem aici, că le luăm după aia. Și acum, bineînțeles, tăiem ceapa, tot așa. Știți de ce? Ăsta dă un gust aparte, o savoare. Deși când intră în carnea aia ceapa și morcovii, automat devine mai gustos, mai cu aromă. Le tăiem așa felii. Nouă ne place foarte, foarte mult ceapa, usturoiul, tot. Și vreau să vă spun un secret, imediat vă spun și vă arăt, Deci aici, uitați, hai să punem într-un colț să nu fie amestecat, să ziceți că e alam-dalam, că nu știți ce e aici. Uitați, așa arată, vedeți, aici avem morcovii, aici avem ceapa, aici avem carnea. Și acum vă spun un secret ce fac eu. Acum voi, dacă vreți, faceți, dacă nu, nu. Dar eu așa fac. Dacă vedeți, eu am tăiat, vedeți, uitați, e tăiată, capătul e spălat. Dar o las întreg. Știți de ce? Că după ce o bag în pungă cu carnea ca să iei mirosul și după aia când o scot, scot mezul ăsta din ea, înțelegeți? Și zdrobesc, o frec un pic cu ulei, sare și avem o pastă pentru dimineață la pită. Deci nouă ne place foarte mult pasta de usturoi. Și de aia vedeți aici atâta usturoi și în coajă. Eu le-am spălat, le-am și tăiat aici. Dar am vrut să o dărăbuiesc ca să iasă din ea. Uitați așa. Se pune în coajă.
Da, trebuie să pună în coajă, dar după cum se vede, un pic vârfurile îs spălate și tăiate, ca să se poate să pătrundă. Și acum să vedeți cum o condimentăm. Cartofii rămâne așa, că o punem în apă cu sare. Le-am spălat, le-am tăiat, o pun cu apă cu sare să fiarbă. Acum, ce facem? Am aici piper. Uitați, un pic de piper peste, vedeți? Nu mult, puțin. Și pe usturoi, n-are nimic. Atât. Piper. O, dar ce are capacul ăsta? Și condimente din asta care am eu. Uitați. Punem nu mult, că nu vrem. Asta e ca un fel de vegeta, numai mai puternică, e mai aromată. Atât. Atât. Nu punem altceva. Nu mai pun, am pregătit aici pudră de usturoi, dar nu mai are rost, fiindcă avem usturoiul ăsta. Și acum, bineînțeles, avem aici o pungă. Avem mai multe, nu numai o pungă. Așa, ca să vă arăt. Să facem loc. Uitați, avem pungă din asta care se pune în ea. Vedeți? Așa. Așa arată o pungă. Știți și dumneavoastră că dar ați mai luat și faceți. Dar să știți că atâta e de bine să face în ea, de nu e adevărat. Foarte, foarte bine să face în ea și foarte repede. În care, uitați ce facem, că n-am ajutor. Și atunci, ține, da, de aici și o punem tot în pungă, cu carne, cu legume, tot, o împingem în pungă. Nu e nicio problemă să ridic eu sus și să amestecă în punguță tot. Până și usturoiul așa căpățână, uitați, vedeți? Am pus tot în pungă, care, uitați, așa arată. Să punem tot condimentul. Că au rămas în... Și acum, dragii mei, ca să vă arăt, are închizătorile astea, nu știu, se închide foarte bine cu ea, să știți. Eu sunt cu vegeta pe mână, cu aia de la condimente, dar n-are nimic. Scoatem aerul și închidem aici sus, vedeți? Legăm, pur și simplu legăm punga ca să fie legat, să nu iasă afară. Dar de când o pun în tepsie, o împung un pic punga să iasă aerul din ea, să nu explodeze în dubă. Dar nu explodează, că de câte ori am pus niciodată n-am avut surpriză, să știți. Chiar n-am avut. Uitați ce bine se închide, foarte bine. Uitați, ca să vă arăt. Eu zic că am strâns-o bine. Uitați, vedeți că se poate ridica, nu se alunecă. Și acum masăm un pic. Trebuie masa. Așa. Ați văzut, n-am pus altă condimente, fiindcă nu vrem să fie foarte iute, foarte așa, să fie cât mai simplu. Și am pus un pic de piper și un pic de condiment din aia ce avem noi, ce am primit. Atât, rest nimic. Și acum, cum am spus, are ceapă, morcov, usturoi și pulpițele aia. Atât. O punem așa cu mâini, o introducem în cuptor. În tavă. Da, într-o tavă, pun într-o tepsie, ca să nu cumva să curgă sau ceva. Așa, punem în tepsie și lăsăm vreo 35-40 de minute la 200 de grade. Am și când putea pune și cartofi, vreau să spun, dar Miriam nu vrea. Și atunci cartofii înăbușim în apă. Da. Și după ce s-o gătat, o să vă arătăm finalul. O să le scot pe tavă și vă arăt cum a ieșit. Dar acum, cum v-am arătat, ați văzut, le-am spălat, le-am pregătit tot, am pus în pungă și le punem în tavă și o introducem în cuptor. Dragii mei, uitați, am pus în tepsie, o împungem un pic punga, vedeți? Să iasă aburii și o punem în cuptor. Introducem în cuptor. Cuptorul uite, pornit. Aici și mai jos. Las că o pun eu, Mihai. Lasă la mine.
așa la mijloc și o închidem. Vedeți, am pus-o la 200. 180. Și lăsăm vă 40 de minute. Aici avem apă de fier pentru cartofi. Am pus apa, deja fierbe. Uitați, chicam puțin. Punem cartofii, vedeți, în apă. Și punem o linguriță de sare. Imediat aduc o linguriță, că l-am aici la mine. Aduc una, repede. Uitați. Uitați, o linguriță de sare care amestecăm, punem un capac și lăsăm să fiarbă. Când s-o fierbe, atunci mai punem pe ea un pic de ulei, pătrunjel și cartofii, este gata. Deci, o mâncare foarte rapidă, dar în aceeași timp sățioasă, gustoasă și foarte hrănitoare, eu zic. Așa că, dragii mei, așteptăm până să face cartofii și să face carnea în cuptor cu legumele. Aha. Dragii mei, uitați, am fiert cartofii, am scos într-un blit. Uitați, băgăm aici un cubuleț de unt, cam 50 de grame de unt. Am aici cuțit și o tăiem așa micuț, că ea se topește, că cartofii scalz, așa, și punem și lapte, uitați, avem lapte, punem lapte. Așa vreo mire, am să le facem bănor. Da, o zis pireu, că să le drobesc, să le fac pireu așa moale, cum vrea ea. Și am zis că am vrut să o las așa natur, știți, dar acum ce să fac? Că dacă nu fac cum vrea ea, nu mâncă. Imediat, că încă nu e topșit, că n-am topșit, că trebuie bine zdrobit. Mai punem lapte, că nu e suficient. Mai vreau să... Da, nici așa moale nu e. Păi, Mihai, așa trebuie să fie. Mai trebuie un pic de lapte. O căzut lemnul. Mai altceva. Mânerul de la... Se mai întâmplă. Da, să știți că am două, vă arăt. Două, nu una, am două. Și amândouă iese coada. Dar de ce? Nu înțeleg. Că-s noi, nu-s vechituri de 100 de ani. Înțelegeți? Ei, nou. Acum le-am luat. Și iese din... Eu amestec acum ca să se topească untul, știți? La Miriam așa îi place mai moale. Ai făcut așa moale. Nu mai punem. Ajunge să fie cremoasă, dragii mei, să fie, uitați, încă e tare, nu-i moale, uite. Vedeți ce faine? Deci pireul nostru e gata. Scoatem cărnița din cuptor. Uitați. Și vă arătăm.
Și am scos și... Dragii mei, uitați, așa arată iapur, că numai ce am scos-o din pungă și am golit-o în bliduțul ăsta. Să vedeți ce fain miroasă, ce bine s-o fiert. Acum și cartofii eu am pus aici. O să luăm, că pun la Miriam. Aici, uitați, punem o lingură de cartof. Atât. Așa. Și o să punem două pulpiță, că avem câte două, uitați așa. Nu mâncă ea acum. Păi nu mâncă ea toate două, dar eu pun, uitați așa. Facem așa mai mult pentru poză aici. Da. Și uitați câteva morcovei. Vai, ce bine s-o fiert, uitați. Cum bag cuțitul în ea, cum se rupe. Mi-a trebuit să iau eu o funculiță ca să scot mai bine, vedeți? Uitați, mamă, ce fain s-o fiert, nu-i adevărat? Și să vedeți, vreau să vă arăt, vai, că nici nu pot să o scot. Uitați-vă aici, o vedeți? Asta o să vină pasa. Usturoiul. Usturoiul, da, dar cam mămăliga s-o făcut. Asta am vrut să vă arăt. Și uitați-vă aici, uitați. Foarte, mai, de ce? Așa ceva, mai bine, Miriam n-a vrut, că eu băgam aici cartofi, știți? Mamă, ce fain să făcea! Uitați așa, deci asta am făcut-o, bineînțeles, și pentru poză și pentru Miriam, așa. Avem legume multe, foarte multe. Și, bineînțeles, cărniță, cartof, rest nu ne mai trebuie nimic. Uitați cu puțin ardei. A, și ardei avem. Asta o iau jos acum. Capia murat. Așa. Îl chemăm cu noi la masă. Așa că, dragii mei, uitați, noi mai avem aici destul. Avem și cartof, avem și pulpe. Deci... ce să vă spun, uitați cum arată un meniu, cartof, cărniță făcută la pungă magică, cu legume lângă ea, cu gogoșari, vreau să vă arăt gogoșarii, uitați gogoșarii mei din borcan, cum arată, cum e de fain, uitați-vă aici cum arată, și nu sunt moi, sunt foarte tari și dulci, așa cum ne place nouă. Acum am desfăcut borcanul și vă arăt și vouă cum arată ardeii noștri pus de noi. Arată foarte bine, extraordinar de bun la gust, e așa dulceac, foarte bun, credeți-mă pe cuvânt, deci e ceva nemaipomenit. Deci ardeii au ieșit super, acum am gustat și noi, este extraordinar. Mâncarea noastră, eu zic că e sănătoasă, e gustoasă, e făcută cu rapiditate, dar credeți-mă că e minunat, așa să mâncă, dragii mei, repede și bun. Așa că eu vă doresc, dragii mei, să faceți și voi, ați văzut combinația asta, e foarte ușoară. Ferbeți cartofii, puneți pulpele în pungă, dar să știți că punga asta e rentabilă și foarte practică, dar serios. Pui, condimentezi, pui în ea și, bineînțeles, adevărul că da, trebuie ținut. Vă spun sincer că am ținut-o 50 de minute, am ținut-o în... eu am zis că 30, dar am ținut-o 50 de minute, sincer. Dar fiindcă da, Mihai a lăsat-o mai încet, a dat-o la 180. Eu n-am văzut, eu am dat-o la 200 și Mihai a dat-o mai încet. Așa că am ținut-o mai... mi-e frică că cade siguranța dacă da, e prea... am ținut-o mai mult, dar s-a făcut foarte bine. Uitați-vă aici, pică după os, așa de fain s-a făcut, de să topește în gură. Cartofii este foarte bun, morcovii și ăsta, iară. Mamă, uitați-o, lăsați zamă. Extraordinare. Murături de pusă de noi, mere extraordinar de bun, credeți-mă pe cuvânt. Deci, e meniu perfect, mere și de sărbătoare, vă spun sincer. Ăsta mere... la orice ocazie, vă spun, că e ceva simplu, ușor, foarte bun, mâncă oricine, nu-i...
că e grea, nu-i că e uns, nu-i că e, că doar e făcută fără, nici n-am pus ulei, dacă ați observat, eu n-am pus ulei peste carne. N-am pus peste carne. Nu. De, n-am vrut eu să pun, nu că nu puteam, că doar puteam, dragii mei, că ce nu se poate? Se poate, orice. Carne a fost unsă, care pielița aia. Da, are pielița asta și n-am mai vrut să pun ulei, dar a ieșit perfect. Deci așa de bine s-o fiert și s-o făcut în punga aia, de nu e adevărat. Ați văzut, uitați, pică după os, pică după os. Și avem, pentru tătă ziua, noi suntem 3 persoane, avem mâncare tătă ziua. Asta este meniul nostru, încercați-o și voi. Cu siguranță o să vă placă, fiindcă este un meniu extraordinar. V-am spus, gogoșarii noștri au ieșit perfect, nu mai e nimic de adăugat la ea. Așa că nu rămâne decât să vă urez un an nou cu bucurie, cu fericire și să faceți și voi meniu. Și vă doresc poftă bună și vă spun la revedere, dragii mei. La revedere, dragilor! Noi iubim, nu uitați să vă uitați la noi, nu ne milogim. Nu mai zi, te rog. Nu, vă uitați la noi, că noi vă iubim și știu că și dumneavoastră ne iubiți foarte mult. Asta nu e milogeală când spun să ne urmăriți. Urmăriți-ne, dragilor, vă așteptăm cu sufletul deschis.